Bine te regăsesc! Dintre toate tipurile de texte pe care știi să le scrii, probabil că textul descriptiv este una dintre cele mai interesante experiențe, deoarece te implici în scrierea lui nu numai cu mintea, ci și cu toate simțurile tale. Urmărește acest videoclip pentru a afla o tehnică de descriere a unui peisaj. Să începem prin a observa diferențele dintre un text descriptiv și unul narrativ. Textul narrativ seamănă mai mult cu o alergare, iar textul descriptiv seamănă mai mult cu o plimbare. Textul narrativ se construiește prin prezentarea succesiunii întâmplărilor, prin folosirea mai cu seamă a verbelor și întreține curiozitatea cititorului asupra desfășurării acțiunii. Textul descriptiv, în schimb, se construiește prin prezentarea detaliilor observate în peisajul înconjurător sau la oameni și presupune folosirea mai cu seamă a adjectivului. Cititorul trăiește astfel într-o anumită atmosferă și este provocat să reflecteze asupra celor observate. Să citim în continuare două scurte fragmente de text pentru a observa diferențele dintre textul narrativ și cel descriptiv. Fragmentul de text narrativ este adaptat după Șoricelul lacom de Lev Tolstoi. Observă preponderența verbelor evidențiate prin culoare. Într-o după-amiază, șoricelul a dat peste un coș întreg de porumb. Când a văzut minunea, nu i-a venit să creadă. Imediat s-a gândit cum să ajungă în coș, în mijlocul porumbului atât de apetisant pe care îl găsise. Șoricelul a început să mănânce porumb. Fragmentul de text descriptiv este preluat din Sonata Lunii de Dimitrie Angel. Observă preponderența adjectivelor evidențiate prin culoare care descriu caracteristicile nopții și ale umbrelor. Dulce și liniștitoare, noaptea se statornicește. Umbre încărcate de somn, sfioase, moi și încete, lunecă deasupra pământului ca o apă. Prin numărul mare de verbe, narațiunea are un ritm alert, înaintând spre deznodământ ca alergătorul spre destinație. Prin opoziție, numărul mare de adjective dintr-o descriere conferă acesteia un ritm lent, ca într-o plimbare, și presupune scurte opriri pentru a te conecta cu toate cele cinci simțuri la ceea ce observi. În continuare, te invit să vizionezi un exemplu de redactare a textului descriptiv.
Acum, la final, să reflectăm puțin asupra ceea ce am parcurs împreună în acest videoclip. Așa cum în viață dobândim echilibru prin îmbinarea dintre alergare și plimbare, dintre acțiune și reflecție, tot așa un text literar se construiește prin echilibrul dintre narațiune și descriere. Când citești, acordă atenție atât secvențelor narrative cât și celor descriptive. În plus, scrie cât mai des texte descriptive pentru că îți vei dezvolta capacitatea de a observa, de a reflecta, de a trăi clipa prezentă într-un mod nou de a privi lumea. Privește lumea și fii conștient de ceea ce auzi, vezi, atingi, miroși sau guști. Și astfel devii un observator atent și poți descrie cu bucurie și ușurință lumea în care trăiești.